Salut și bine ați venit la un nou episod de ARK Survival Evolved. Cu Dadu aici pe conferință. Salutare. Îmbrăcat, Dadule? Sau tot în kilos? Nu, aici sunt. Ești bine? Da, da, acum mă îmbrac ca să nu fiu în kilos, că... Așa, tată. Așa că după aia se duce vestea. Am văzut. Vorbește ăla lumea. Ăla din kilos, știi? Da. Fraților, avem o pasăre doborâtă în momentul de față. Și suntem super încântați de treaba asta, iar în episodul de astăzi încercăm, pentru că cu siguranță o să fie foarte greu, dacă avem deblocată șaua pentru mastodontul ăla pe care noi l-am prins pe live. Este vorba despre namila asta de dinozauri pe care o avem aici, care, apropo, nu știu, cred că ai văzut și tu că foarte mulți ne zic că, bă, gata, l-ați luat pe cel mai mare din zonă și cel mai potent. Practic ăsta ce ar fi. Dacă îi creștem și deci levelul... Deci practic am terminat jocul, nu? Sau ce? Ci că zona asta am terminat-o de pe aici, ar trebui să ne mutăm. Ce sunt? Eu am văzut peste drum încă unul și eu nu mă las până nu avem doi. Deci spun de pe acum, nu mă las până nu avem doi. E greu păi să l-am văzut și eu pe ăla, dar eu chiar vreau să spun să ne ferim de el, dar văd că tu... Ne ferim. Văd că tu încă pe... Deci pe live următor vom mai lua unul. Cred că e un... Cel ok, cred că e în regulă, pentru că acum avem experiența asta, ei știm cum se face treaba. Și asta se numește, noi l-am denumit colon, pentru că el este... Da, așa să văd cum ai zis. Așa am fost noi inspirați la momentul acela. Ăsta e Spino, așa, dar are o coloană mă, mai mare așa, lasă așa. Deci avem Spino și dacă căutăm aici Spino, nu ne găsește nimic. Ceva cu S? Probabil se numește altcumva. Se numește cu siguranță altcumva? Sau probabil nu poate fi... De fapt e o prostie. Mă gândeam că poate nu fi... Poate nu poate fi călărit sau... Nu cred. Uite, în dosarul cu armor până una alta o să pun două arcuri împreună cu vreo 80 și ceva de săgeți cu tranquilizant. Okay, Trancaro, în caz că mai avem nevoie pe viitor și pun și săgeți normale, avem vreo 56, în caz că la fel nu avem nevoie. Perfect. Da, dacă, ca să specificăm, dacă mai aruncăm cenușe sau carne stricate, din cauza că avem foarte multă și oricum facem ușor rost de ea. Dacă am fi păstrat toată cenușa până acum, aveam cu siguranță câteva zeci de cufere, lejer zeci de cufere. Aia se face foarte, foarte ușor. Mane, am căutat printre toate, dar nu găsesc. Da, tu ai o poziție mai nefirească. De ce vrei să stai sub coadă? Da, aici am rămas, căutam totuși, dar nu am găsit asta, șa pentru dânsul. Deci, da, uite-te puțin el, tu unde îi pune șaua? Eu i-aș pune pe coadă ca să mă bălângâne o leacă când merge. Și ca să nu fiu în raza de acțiune, el când primește lovituri, primește din față. Pe cei inteligente? Vezi, ai văzut-o? Da, cred că aia mie țin primele 2 minute dacă ai stat pe coadă. Cred că pe gât, deși nu știu, din punctul meu de vedere nu prea ai unde să-i pui șaua, decât pe cap ar fi o variantă. No, mare, ce ai se poate? Am găsit-o. Spino Saddle. Equip a Spino with this rider. Type Saddle. Ok. Ah, dude. De unde l-ai văzut? Stai așa că eu nu-l găsesc, probabil nu l-am citit. Păi nu-l avem, nu cred că îl avem. Deci am găsit pe Google. Deci avem. Da, știu unde putem să găsim? Putem să găsim, da, un drop-uri, avem șansă. Și știu și de ce nu putem să o construim, pentru că nu poate fi construită decât la Smithy. Acolo o vedem și o avem deschisă. La level 71 a fost deschisă. Ne trebuie pastă de ciment 45, 200 de fibre, 380 de hide și silica pearls. Da, de unde luăm silica pearls? Eu ți-aduc hide și fibra. Da, lasă-ne. Silica pearls. Îți faci și tu partea ta acum. Ia duplea tu. Uite, iar se bate ăla, mane, cu rechin, fii atent. Da, mie mi-e frică că ăla o să vină în coașă să se bată cu pasărea și cu ăsta al nostru. Nu vrei mai bine să-l... No, păi avem mai mulți decât are el, ce ai? Păi și vrei să-l prindem acum? Nu, mane, și okay. Ce trebuie să facem noi acum, ce ai? Bine, nu știu, mie, eu stau cu frică. Stau cu frică că dacă vine în coa... dacă vine în coa, nu știu cum să dau cu it. Mai repede. N-ai stres. Deci sunt pus atace și ei, nu? Să bunusea ca... Silica Pearls. Arc Silica Pearls. Ia să vedem asta ce înseamnă. Silica Pearls. Silica Pearls are a resource in Ark Survivor. Așa, they can be found in the deepest areas. In areas in the ocean.
What? Le găsim în zonele adânci ale oceanului. E, și asta și ce înseamnă? Că trebuie să ne facem din aia de... Să ne scufundăm. Cum? E mult șală. Sunt rare, cică. Da, și trebuie să ne facem cască din aia, să putem să ne scufundăm. Uite... Giant beaver dance. Pua, ce scump e! Spino nu mai are carne, nu mai are mâncare. Și putem să-i punem 7 puncte. Pe ce le punem? Pamă, 7 puncte? Pe atac, zic eu, nu? Atac doar, doar pe atac, doar pe atac. Oricum, el e rapid de la mama natură. Da. Level 27. A, i-ai dat mâncare, nu? Bun, perfect, că nu mai aveam. Carnea stricată o să pun în cufărul de afară, de lângă foc. Carnea stricată pune unde facem narco. Pune acolo, a, să pun direct acolo, mai de folos acolo. Bun, ok. Înțeles. Așa, deci n-avem cum să facem șala asta până nu rezolvăm treaba că și că trebuie să găsim și baraje de castori sau peșteri subacvatice. Coaie. Pe mine m-ar tenta peștera subacvatică, dar poți să cauți, oare cum se numește casca pe care o pui să te scufunzi? Nu știu cum îi zice în engleză. O avem deblocat, o avem. O avem deblocată. Da, știi cumva cum îi spune, că eram curios și ne trebuie. Ceva cu mask, ceva cu mask, dar o avem deblocată, să știi. Da, deci cred suntem, că tu o ai. Suntem în regulă. Eu am un gill mask, dar asta nu e, cu siguranță nu mă scufund cu ea. Nu, probabil tu ai deblocată, că ai level mai mare. Eu am văzut-o, deci da, eu am acolo. Ok. Mă duc până sus să mai fac aici platforma. Bun, păi dacă nu-ți trebuie ingotul, o să mai fac eu... Ah. O să-mi fac cascheta. Mie nu-mi trebuie, fă-ți acolo tot ce ai nevoie. Okay, rezolvă-te. Să fiu și-o puțin mai safe. Așa, mamă, iar a venit ceața asta, deci nu suport ceața. Da, nu, ceața e urâtă. Și carne. Să dea orice, dar nu ceață. Da, așa este. 13 cu 16, 26, mamă, mi-au trebuit 4 metale, trebuie să mă duc. 13 cu 16, lol, era o vorbă așa. 13 cu 16. Eu chiar vreau serios că mai trebuie metal. Mă duc să mai fac rost de metal. Stonehenge frame, da. Și ne mai trebuie și hatch. Carne, deci orice vezi, te rog, omoară. Gata, mă duc, că și pentru noi ne trebuie, că nici eu nu... Și eu sufăr. Și tu suferi, a? Și eu sufăr după așa ceva. Gata, mă, oricum îl avem pe ăsta, e level 27, bursanul ăsta. Dacă îl mai luăm un pic să-l mai antrenăm pe aici pe acolo, cred că o să fie bine de tot. El a făcut 7 levele doar stând degeaba. Da, doar să nu se dea la careva, fără motiv, să rămânem fără el. Păi da, nu cred că îl poate lua cineva. Vezi că sunt ăia mari, nu știu. Să setăm doar să dea în cine vrem noi, eu cred că e top. Da. Dar o să mă risc. Trebuie lăsat cumva și pe auto-apărare, gen să atace singur, adică să nu fie pasiv, că pe urmă îl bate și afară să... Mi se pare că l-am setat noi acum, să fie pe targetul nostru, corect? Da. Da. Și trebuie să umblăm acolo. Dar dacă nu e pasiv, cred că o atacă și singur dacă cineva se ia de sufletul lui. Da. Așa și trebuie. Gramă, frame. Hatch. Așa. Asta mai întreba. Uite ce am găsit, sunt niște bureni în apă la malul apei. Nu ne-am văzut până acum în zona asta. Eu nu înțeleg cu ce ar trebui să dau un piatră ca să-mi dea metal mai mult. Îmi dă numai piatră. În piatră dai cu toporul ca să-ți dea mai mult. Toporul. Nu mai piatră îmi dă. Păi și vrei altceva decât piatră? Da, metal. Și îmi dă, dar îmi dă foarte rar, câte 4, foarte doar rar. Câte 4 pickaxe și doar la pietrele rotunde de pe plajă. La astea sunt, da, la astea sunt. Doar la astea trebuie să faci. Bun. Bun, ce să mai... Cred că am terminat partea de sus la turnulețul nostru. Să ne trebuie carne, nu? Da, în continuu ne trebuie carne. În momentul de față nu prea mai avem mâncare și aș vrea să ne punem acolo un pic de backup.
Nu știu oare carne se strică că noi nu suntem pe server? Da, că am găsit la... Păi bine! La Spino am găsit 90 de bucăți stricate, ceea ce înseamnă că nu le-am mâncat, că i-am pus atunci exagerat de... Ia, ce sar pietrele aici la tine! Da. Păi foarte bine, măi, pentru că astfel putem face foarte multe carne stricate ca să facem narc. Da, păi avem deja vreo 100 de bucăți, le-am pus eu unde trebuie. Genial. Absolutely genius. Bun, perfect. O să ne mai trebuiască un dinozaur care să strângă pietre, deci asta e clar un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere pe viitor. Dacă tot îmblânzim așa ăsta, ia să vedem. Tenarodon, 36, nice. Uite, îți dau, dacă nu aveai și vroiai, da, o misiune. A, credeam că îmi dai ceva gratis și eu eram, da? E gratis misiunea, e gratis misiunea. Vreau să ce-mi dai. Zic, bă, mi-a dat vreo armură, mi-a dat vreo ceva, vreo niște papuși de metal. Ești la un show de-al Oprah sau ce se întâmplă? Zic, mamă, să vezi tu că îmi dă dita mai sulița de metal, zic, da? Zi un nume pentru Pteranodon, pentru pasăre. Orice, dar nu, dar nu Melinda. Nu Melinda, așa. Nu Melinda. Nu apă. Vă să știi că și asta e roșie. Mărgelet. Da. Mărgeleturi. Nu Melinda. Așa. Vezi că vine la, ți-am spus. Nu, termină-te. Uite-l că vine și se dă la... La animalele noastre. Nu, că îl bag pe ăsta, pe colon, să fie agresiv. Și nici n-am arcul la mine să-i dăm, să-l tranquilizăm. Îl bag pe ăsta agresiv, mane. Ia dă-te mă la el, lasă-l, că-l găsim în el. Ia, bagă-te pe el. Stai un pic să-i fac ăstea, că nu știu de unde. Deci, distance, copy, nu, să fie pe attack your target și atât. Atât? Da, dar ce level o fi la, dacă... Să pun și pasărea oare? Dar lasă-l, nu-l băga în seama acum. Văd că se uită la mine ăsta, colonul ăsta. Lasă-l așa, lasă-l așa. Nu te băga, că ne paște una, doamne. Colon. Se luptă acum cu ceva. Uite-te, colon, apă, colon, uite-te în apă ce-i acolo. Am o idee. Mușcă-l. Nu pe mine, mă, pe ăla din apă. Ia să-i că se duce cu pasărea. A, vrei să îl dai mai încolo, nu? Da. Ia să vedem dacă... Ia. Mă duc să-mi fac atunci și armura până... Păi nu, gata. Bun, dar trebuie să facem cumva, să facem șaua pentru el. Încă nu ne-am apucat de acest aspect. Se bate cu dinozaur, mane. Este metalul ăsta... Păi șaua nu poate fi făcută pentru că ne trebuie niște... Tu nu ai fost aici când am căutat eu să văd ce trebuie? Ba da, trebuie să începem de undeva. Trebuie să o luăm de cumva. Bagă șa pentru pasăre, Pteranodon. Pentru aia bagă șa. Păi avem una, stai să vedem dacă e asta. Avem una de data trecută. Am una pentru primitiv Diplodocus, nu? Și mai era una, dar... Cred că am folosit-o de... Ai folosit-o tu, nu? Cred că. Ok. O, ce rupe ăsta? Ia, cu cine se batem acolo? Cu broasca? Nu știu, eu tot îi dau aici. Bă, vezi că e aproape de noi, eu am crezut că e al nostru ăsta. Da, mane, știu, încerc să-l iau, să-l ademenesc în altă parte, înțelegi? A, păi te văd așa. Auzi, pune tu colonul pe pasiv, că eu dau un ăsta și automat o să vină la el. Nu cred că vine la distanța aia, decât dacă ești lângă el. Hai, că mă duc să-l pun, dar nu cred că vine. Gata, haide că e pe pasiv. Deci vine pe mal. Da, mane, îl rezolv eu, gata. Că, dacă nu, trebuie să-l pun pe sap, pe activier. Gata. Gata, că ne atacă pasărea. Îl pun pe sap, da. Îl pun pe agresiv și m-am dus. Pun-l pe agresiv. Pun pe agresiv, că uite cum mi-o bate în casă. Fuck, nu mai am nimic aici. Pun-l pe agresiv, pe la mare, mane. L-am pus, dar nu vin... Pirar. Trebuia să-i dau să atace targetul meu. Nu știm cu ăsta, mane, nu știm. Stance your target, agresiv, pasiv, attack your target. Your target, i-am pus acum, da. Ce, m-a fugit ăsta? Ai distrus tot? Nu cred.
Hai, colon, tati! Hai că i-am dat 2-3 sulițe, nu... Uite, că nu face nimic colonul! Ba da, gata. Face, gata, bă, l-a luat! L-a bătut! Wow! Mamă! Să l-adune cineva de jos pe celălalt. uite ce frumos stă, lasă-l așa. Mamă, ce frumos, lasă-l așa. Wow, ce frumos stă. Dar ne-a omorât pasărea. Nu? Ne-a omorât-o? Știu că o băgase în casă aici, cred că a omorât-o. Da, mă, cred că a omorât-o, că iete pe jos pachetele de la ea. Care pasărea, mă? Mai erau pasăre aici. Da, a omorât-o, că iete șaua. A omorât-o, mă. Care pasăre? Le avem pe astea două, avem nume Linda și Apul avem aici. Și mai era una aici în față. Uite, really? mai aveam una și a omorât-o. Nu mai țin minte ce pasăre. Uite, ne-a stricat și focul, fii atent, ne-a stricat focul din față. Când ne-a dispărut. Și aici, uite, aici ne-a dat șaua. Și iasă din ce mai avea. Bă, ne-a stricat focul. Uite, ne-a stricat focul, ne-a stricat cutia cu carne stricată, ne-a stricat tot. Bă, câtă putere a avut. Că nu ne-a stricat tot ce ai. Bă, uite, ia vină cu asta, vezi. Da, mă, dar l-am omorât, mă, wow. Ce ai. Bă, dar cum să strici așa tot? Nesimțit. Da, acum partea bună care, că pot să folosesc și eu la pasărea cea nouă. Ia, ai pasărea ta? Păi, mane, asta e Apu din față și cealaltă de acolo e nume Linda. E da, și mai era una care era moartă. Da. Bun, și atunci a pus să-i pun șaua la asta, cred, ia să vedem dacă e aceeași pasăre. Și nu mai avem foc, zici tu. A, mă, nu stai așa. Noi aveam un parasaur, mă, și ne-a omorât parasaurul. Parasaur? Da. No! Ai, cornuleț! Cornuleț! No! Nu, că e aici cornuleț, e aici cornuleț. Unde? Aici, pe portbagaj. Portbagaj, mane, para... Nu, ala, ai zis bine, ala. Portbagaj n-a bătut, mă, nu pasărea, da, nu pasărea, mi s-a părut mie. Flin și Stone, băgame. Mamă. Țineam la ala. Era level măricel, de asta țineam la el. Bă, măcar am șaua. Și a fost și greu să-l temuiești. Mi-aduc aminte da, că exact. Am stat și eu. Pune undeva. De vreo de ca să o avem, știi, să n-o pierdem. Da, o să pun în casă și trebuie să refac cu focul de afară, iarăși. Vine eu. Dar cred că ne-a stricat mult și aici ne-a stricat mult, fraierul. Dăm repair pe ce trebuie. Mamă, ne-a stricat. Cred că trebuie să avem la noi niște da, lemne. Niște fibre, niște astea, ca dată, nu, și asta de... Bun, păi o să pun șaua aici în casă. Da, pune-o bine. Cască avem nevoie, da, asta e. Bă, dar l-am da, da, corect. S-a ales praful de el, despre ce vorbim. Ala e. Ala ești, no. Asta vreau să zic. Și tu ce faci? Uite, am lucram eu de mâncare, lasă. O strebe de mâncare, am 20 de bucăți. Da, dacă o să dai și mie ceva. Da, ți-am aruncat jos jumătate. Ok. Ia le de jos. Unde le-a dat? Le-a luat totul. Nu, am aruncat jos, că nu le mai am. Unde? Am aruncat 10 bucăți. În apă? Nu, what the fuck, nu, aici am aruncat. Really? Pe cuvânt unde, că... Bă, pe niciunde. Am dat split 10 cu 9 și ți-am aruncat 10 și am oprit eu 9. Ok. Dar lasă că ăsta, fii atent. Băiatul mare are foarte multă carne la el acum. Și o să pun pe grătar niște căniță. Ai niște lemn să băgăm da, aici? Da, gata, hai că vin și îi dau foc. Bine, eu, păi puse eu niște lemn, dar aș fi vrut ceva mai mult. Și am pus multă carne. Sigur, uite. Așa, și platforma de sus este în momentul de față finalizată, ne mai trebuie multe spike-uri în partea de jos. Multe spike-uri de din asta de lemn, da? Da. Ia să vedem ce ne trebuie pentru ele. Fibră și ut, perfect, am plecat. A, păi fibra avem înăuntru 300. Păi las că fac eu spike-uri dacă... Bă, dacă vrei, că am făcut platforma da. Sus de... și mai am să mai pun. Te uiți tu pentru ce trebuie la așa? Care șa? Că pentru pasăre, la pentru pasăre, putem, nu. Că ne... Nu, nu, pentru pasăre, că la ea am înțeles că e complicat. A, da, mă ui. Hai că fac imediat spike-urile și să-mi spui sau nu, o să ți le arunc și să le pui cum... Că nu știu cum a văzut artistul proiectul acolo. Le pui și tu pe lângă, pe aici, nu știu să... Cam câte spike-uri, ia să vedem câte putem face. Multe, câte poți tu. Ok. Auzi, dar nu vrei să facem de metal, să o facem next level shit?
Dacă nu... Crezi că e prea ambițios proiectul? Trebuie să ne uităm înăuntru să vedem ce cere pentru asta. Trebuie să ne uităm acolo la Smith. Da. Bun, băgăm cadru. Și băgăm raptorul. Care nu cred că ne trebuie, o să-l ținem probabil deschis tot timpul. Spike. Bun, ce mai trebuie? Wood și hide. Păi hide-ul, mi se pare că mai avem hide, nu? Hide? Yep. Da, avem în cufere foarte mult chiar. Mă duc atunci să caut în cufere. Am făcut până acum vreo 3 spike-uri. Ah. Cred că mai mult de 4-5. Mau, dar ce frumos arată aici. Ce anume? Colonul. O, cât, cum a rămas pe poziții. Îmi place de el. Îmi dă o siguranță așa, adică parcă nu mai... Parcă nu mai mi-e frică. E de armată, e de armată. Parcă nu mai mi-e frică când îl văd. Mamă, că... Ha, uite că avem. Încă una, ce mai trebuie? Ud la greu. Bine, ud la greu. Mergem să luăm ud la greu atunci. Oh. Mamă, ce greu să muți astea, să-ți bagi picioarele. Și fii atent că se întunecă imediat. What the fuck, sunt pe moarte? A, super! Ești pe moarte! Ce constatare! Ok, trebuie să mă dau jos. Dă-mă pe moarte că am căzut la înălțime și nu am... Nu am mâncare, îmi trebuie neapărat niște mâncărițe în mine. Păi vezi că s-a făcut acolo jos. Cred. Da, am. Gata, i-am dat aici să-i ajungă. Spike. Perfectos. Bun, păi am vreo 10 spike-uri, sunt suficiente? Eu zic că sunt chiar multe. Pentru început. A, vrem și mai multe și eu am zis că sunt suficiente. Pentru început e ok. Uite cât de frumos e când ea pune, vezi, e toată plaja portocalie. Da, e superb. Artific. O să-l trag pe colon puțin mai încoace. Am doar nu ce pizar colonul ăsta să moară măsa. Bun, ai grijă să nu se înțepe în spike-uri. Nu, no, nu, no, nu, no, l-am tras foarte. Uite ce frumos l-am. Bun, ia fii atent, uite, îți dau jumătate. Că aia lui ce frumos e. Îți dau jumătate, ia vezi, le vezi? A, credeam că nici pe asta nu le vezi. A, da. Și da, le pune eu jos și pune tu unde, zici sus sau unde vrei să pui? Păi nu, cu astea doar... A, tu zici sus, păi dar nu, nu e, știu, tu ai avut o idee la un moment dat. Dacă vrei sus. Păi da, dar nu putem acum, trebuie să facem platforma mai mare. Hai, uite, așa e bine? Și mai pun una aici, da, ajuns, da, la scară. Gen... Așa, e ok? Da, da. Să acopăr și scara, dar să nu cădem noi în scara, e problema. Da, da, e foarte bine așa. Păi ce faci cu băgașca prin scara și o să ne ia damage? Mut-o, poți să o muți, fii atent. Nu se șterge, am băgat o chestie la server și putem muta orice, nu trebuie uite, să uite, mai... Uite, uite, nu ne ia. Uite. Ce nu te ia? Tata, iese ăla acolo, nu crezi că ar fi mai bine. Ah, ok. Hai, eu ziceam să fim mai asigurați. Bun, zici, cu E, nu? Sau cum? Ți-a apăsat și dai acolo... Pick up, ok. Da. Ok, și acum l-am în inventar și pun din nou, bun. Așa. Ui, vezi, acum e ok? E mai la depărtare acum. Cumva pare foarte bine. Pare foarte bine acum, da. Pare ideal chiar. Yep. Looks good, man. Looks good. Da, și acum, deci pe server ca idee, putem muta absolut orice vrem noi de oriunde. Aia, wow. Nu se pare tare chestia asta? Da. Uite, aici ne-ar mai trebui una, mai ai cumva, nu mai ai, nu? Nu, nu mai am niciuna. Ar mai trebui una în partea asta și aici între ce am făcut. Aici a rămas practic un spațiu pentru putem să trecem noi. Mai facem. A, uite ce frumos a rămas tunelul ăsta aici. Aici putem să-i prindem pe ei. Dar mai trebuie una în partea dreapta a scării. Ia să pot să mai fac totuși un spike. Că nu-mi place că nu e simetric. Niște fibră îmi trebuie. Mă duc să adun niște fibră. Dacă am de unde. Oho, 30 de fibre dintr-o... 40 de fibre. Ai bă, că se noroc curat. Când am avut bagă-te, nevoie... Nu mi-a dat. Bagă-te cu cornuleț că la rupe. Fibra. Decât una mai îmi trebuie.
What the fuck? Te-ai uitat cumva ce ne trebuie pentru scară? Pentru șaua păsării? Șaua păsării? Da, ca să-mi o fac și eu să o călăresc. Nu, nu m-am uitat. Sunt blocat cu niște scări acum, okay. Și nu-mi ies și nu înțeleg cum să le fac să-mi ies. Gata, am pus și spike-ul ăsta. Aici pe la intrare ne bazăm că nu, dar uite, putem să mai facem o chestie. Putem să mai punem un spike la vreo, să zicem, un 3 metri virtual de scară și cumva noi să intrăm pe lângă. Dar în caz că ne atacă cineva să nu poată să intre în dreptul scării, adică să-l ia din toate părțile. Nu, nu o să poată urca, mane, adică cred că exagerăm, dar crede-mă, nu okay. Poate urca până aici. Adică sunt foarte încrezător în treaba asta. A, uite, tu ai pus pe acolo, pe sus, wow. Da, testam aici o chestie, dar... Păi atunci mă duc să mai facă, văd că e bună ideea ta să pun și pe acolo, pe sus. Unde pe sus? Păi, da, da, trebuie să facem un tip platform. A, pe sus, pe... Da, pe acolo, pe stângă. Da. Pe ranodonul ăsta al tău are mânca... A, uite că are o armă în inventar, pasărea. Ce are, mă? Are un... un hatch, un... Cum se spune, mă? Un topor. Un topor. Ești sigur? Da, are un topor în inventar. L-am luat eu acum. Primitive Stone Hatch. Are și niște piele, mă rog, are niște fructe. Ea mănâncă... Ea mănâncă carne sau fructe? Cred că carne? Fructe? Nu mai știu. Carne mănâncă pasăre. A, carne, care nu mai fructe în inventar. Da, da, da. O să-i le iau eu și mă duc să-i vânesc ceva atunci. Să-i fac răz niște carne. Cine mănâncă fructe? Deci dacă cred că cornulez mănâncă fructe. Ia să-i dau doar niște... cornulez, da. Da, îi dau niște fructe. Față. Te văd că cornuleț are și niște... A, seed. Trebuie. Colon ce... Zicem ca colon carne, nu? Bun, are colon destulă carne. Colon doar carne crudă, da. De cam și orice natură. Și nume Linda. Așa, acum! Cu nume Linda mănâncă tot carne, nu? Da, tot carne. Da. Câte carne trebuie să fac rost acum. Asta-i parasaur. Da, nu prea mai avem animale pe aici, pe lângă... Hide și wood ne trebuie și fiber. Ai tu tot ce trebuie pentru parasaur? Pentru parasaur nu mă duceam să vânez niște carne, ia să vedem. Pentru parasaur. Okay, hai că fac atunci... Păi stai, că de parasaur am, mi se pare. Ok, păi fă una. Păi o am făcută, cred că, în cufăr. Poți să te uiți tu sau stai că vine? Da, mă duc eu acum să mă uit. Uite-te acolo în cufere. Asta e teranodon. Aia, e altceva, că pentru parasaur am. De asta mă și miram, da, că pentru parasaur avem. Deci chitlin 75 și hide. Ok, mă duc să văd ce avem. E bun, eu tot mor, tot mor. Mamă, ce greu se face viața, holy shit. Că să mănânc să stai lângă foc, cred. Sunt plin, mi-am dat cu apă. Nu prea vreau să stau lângă foc. Aici m-a prins jocul. Da, nu. Uite, hide, o să mai aduc și-o vreo 30 de bucăți. Am okay, găsit, perfect. Am omorât o broască, am luat totuși niște carne, dar nu foarte multe, trebuie să dăm carne la păsări. Și nu prea mai avem... Nu găsesc nimic pe aici. Să văd niște pești, am noroc de niște pești, n-am noroc. Hai. 200. Gat. Fac acum șaua, mă duc să o montez pe fată și suntem bine de tot. Bun. Hai. O să-i dau niște... De fapt nu că... Colonul are niște mâncare, bă, de ce te bești, mă, cum vreau să-ți dau să mănânci? Bro, avem spike-uri pe peste tot, holy shit. Yep. I-am dat mâncare la pasăre. Bun. Okay. Și mai am o pasăre de hrănit, trebuie să-mi fac răz de niște mâncărică. Gata. I-am pus în momentul de față și saddle. Este bine. Ai tu pe acolo niște animale, ceva? Nu. Ce animale sau? Nu știu, trebuie niște carne pentru cealaltă pasăre. Că la una i-am dat vreo 10 bucăți, dar oricum nu e suficient nici la aia. Și nu găsesc nimic ca pe plajă, e pustiu. 15 bucăți, da, nu am. Nu. Pai da, le-am dat eu acum, dar nu sunt puține. Și alta are 0. Să mă duc, să fac viața. Știu că era o fructă care îți dădea viață mai multă când aveai nevoie, dar nu știu. Cred că le albastre, știu că spuneau. Bă, încearcă-le, știu, dă-i pe ele. Da. Ele albastre. Oricum, acum o să primești, o să primim în comentarii, fructul cu tare. Lol.
Dar asta e dezavantajul când faci episod și nu live, că nu primești informația în timp real. Da. Te bă, dar niciun animal... Ce s-a întâmplat cu animalele de pe plaja asta din spate? A venit măgarul ăla, uite-l pe ăsta, pe tip cornuleț fix la marginea plăjii. Plajei, de fapt, și e de level 4. Pe ăsta putem să-l punem ușor jos. Mi-e mai trebuie niște săgeți, totuși, pentru el. Ai sus săgeți. Ai în cufăr, ai 80 de... Am făcut acum. Cu tranquilizant și vreo 40... Bine, bine că mi-ai zis. Okay. Doar tranqui sau normale? Deci ai 80 cu tranqui și vreo 40 normale și ai și vreo două arcuri. Gata încărcate cu câte 7 bucăți. Ok. Deci ai o grămadă acolo sus. Le-am pus în cufăr. Ok. În cufărul de armuri și cufărul din stânga celui cu armuri. Am primit o informație foarte bună. La trike îi dai... La picioare, nu îi dai în față, eu tot îi dădeam în față, dar automat în față are ca un fel de scut. Da, da, da. Așa că îi dai cumva. Mi-am zis, bă, dacă dăm la față, e clar că îl zăpăcim. Eu din Craiova dădeam la față. Da, 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 am zis, bă, gata. Plazi, știi? Îl cuțităm la față și ăla e, nu mai... Nu mai scapă. Oh, chitin și oil. Ah, dar mai avem chitin o grămadă, nu știu de ce mă bucur. Și oil avem. Da. Doar cum am luat niște pește, o să dau, că mi se pare că pasărea mănâncă și pește și carne normală, nu? Decât aia da, mea făcea exact. Figură, aia mea mâncat doar pește, că era pe... Doar pește, da. Pe dietă, cumva. Eh, pasărea mea care încă... Uaaa, nu mai moare ăsta odată. Încă cred eu că e în viață. A, da, stai că mă îndepărtez și pe urmă... Îndepărtez și nu e bine să mă îndepărtez. Vin cu carne, Dadule, vin cu carne! Bun, aștept. Aștepți? Am și un dodo, stai să-l rezolv și pe micuț. Ia și de la el 4-5 bucăți. Bă, mie de fiecare dată puțin așa milă de dodo ăștia. Da, pentru că sunt inofensivi. Da, și sunt și cute, știi, asta e. De ceva roșu. Mai brutale, așa. Văd o chestie roșie înspre... Unde vrei să pun carnea? Unde, ai cine are nevoie? Fii cum se vede casa noastră cu torț înăuntru. La păsări, vezi păsările? Gata. La amândouă. Una are câteva bucăți, da. Una... A, uite, știu cum da. Se vedea casa noastră de la îndepărtare, din cauza torților care sunt înăuntru. Se vedea cu roșu. Bine, eu fiind pe gama normal. Bun, văd că i-ai dat și la asta, nu? Acum îi dădeam la up. Ok. Și la cealaltă, te-ai uitat? Să vedem. Colonare, mi se pare, are o grămadă. Și nu Melinda... Cum e? Are, dar mai pun eu 18 aici. Da. Don! Perfect. Așa, o să las cornul ăla mare. Și aia a fost bun. Și pentru noi mai am vreo câteva bucăți, să le pun pe foc. Ok, perfect. Dacă mai e nevoie. Da, 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 lasă-le acolo că tocmai ce le-am consumat pe toate. Așa că mai am nevoie. Nu știu exact cum să fac aici scările, să am și o trapdoor, dar na, o să las așa o gaură mare în tavan și pe lângă o să avem platformă destul de măricică. Dar o să fie un pic așa. Ce mă merge dubios. Până îi dau de cap că nu știu cum să fac. Bun, fraților, și aici o să rămânem și noi în episodul ăsta. Ne întâlnim data viitoare cu și mai multe progrese. Sper să facem platforma asta foarte, foarte mare aici. Și până atunci, o zi faină să aveți în continuare și v-am salutat. Pa, pa.